La competiția desfășurată la Sfântul Gheorghe au participat 89 de gimnaste de la 22 de cluburi din țară, printre care și CNS, CSS, Cetate Deva. Devencele s-au impus la junioare 1 în întrecerea pe echipe, dar și în întrecerea de la individual compus, prin proaspăta campioană europeană de junioare de la Berna, Denisa Golgotă. De asemenea, la individual compus, Carmen Ghiciuc a fost a treia, iar Ioana Crișan a patra, ambele făcând parte din echipa României medaliată cu bronz în capitala Elveției. Locul al doilea fiind ocupat de Carmen Glăvan de la Farul Constanța. La junioare 2, nivel 4, Deva s-a clasat pe poziția a 6-a în concursul pe echipe, în componența Lavinia Jitea, locul 18 la individual compus, Valentina Borca 22, Larisa Ilieș locul 41 și Alessia Mitu locul 42. Devencele au terminat tot pe 6 și la junioare 2, nivel 3, în componența Ștefania Ciobanu, locul 19 la individual compus, Daria Decebal locul 26, Iulia Genariu 30 și Noemi Iaroi locul 31.